Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Am plăcerea de a discuta astăzi cu o persoană ce știe foarte bine ceea ce se petrece pe lângă noi, un fin cunoscător al realităților contemporane și, din păcate, România nu traversează cea mai fastă perioadă de după 1989 încoace. Trăim vremuri turburi, trăim vremuri complicate pe lângă starea sociopolitică și economică nu tocmai ok pre-pandemie. Iată că ne confruntăm și cu un pervers inamic, acest SARS-CoV-2 COVID-19. Despre tot ceea ce se întâmplă în România contemporană, România zilelor noastre, am plăcerea de a discuta astăzi alături de domnul Gheorghe Duduială, inginer de profesie, dar, repet, un fin cunoscător al realităților contemporane. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor radioascultătorilor postului de Radio Accent Târgu Jiu. Stimată doamnă, pe măsură ce vorbeam și spuneam de realitățile deloc plăcute cu care se confruntă țara, v-am văzut cumva așa trist, sau nu știu dacă trist era cuvântul sau e cuvântul potrivit, ci mai degrabă gânditor. Sunteți, eu vă știu din emisiunile trecute și din discuțiile pe care le-am avut și înainte și după emisiune, vă știu un om optimist, un om ancorat în realitate, dar care privește cu optimism lucrurile. S-a schimbat ceva în percepția dumneavoastră de la ultimele noastre emisiuni? Repet, vă pun întrebarea pentru că efectiv v-am văzut gânditor pe măsură ce vorbeam. Nu, în percepția și în gândirea mea nu s-a schimbat și nu s-a transformat nimic în decursul timpului. Și am rămas abătut și puțin trist pentru faptul că încă în țară se întâmplă lucruri anormale, dacă pot să spun așa, încă stăpânește minciuna, încă stăpânește dezinformarea, încă stăpânește haosul și... Eu știu, debandada asta de care parcă nu mai scăpăm, de 31 de ani am tot construit-o, o tot construim și o tot îmbrățișem cu drag. Mă doare și sunt trist pentru ceea ce văd în țară, pentru că România, dintr-o țară liniștită, dintr-o țară cu oameni model, cu oameni demni și cu oameni iubitori de semeni, trăiesc să văd atentate în orașe etalon. Ultima chestiune de acest gen, chiar o premieră pentru România prin impactul emoțional, în primul rând, atentat, potențialul atentat, că deocamdată n-a fost catalogat 100%, dar potențialul atentat al acelui om de afaceri de la Arad, de noaptea minții, ce s-a întâmplat acolo. Este clar, este un atentat public, un avertisment puțin de lungă, nu... Numai o crimă, o moarte, da, a unui om de crimă afaceri. Obișnuită. Sunt multe lucruri care sunt suspecte acolo, sunt multe lucruri care leagă, dacă stai să descurci nodul, care te duce către alte direcții și către alte complicații. Poate și chiar alte sfere. Și către alte sfere. Mă doare tare mult când aud zi de zi știrile că polițiștii sunt ancorați în lumea interlopă, că polițiștii fac afaceri cu lumea interlopă, că polițiștii veghează la căpătâiul decedaților interlopi, că și polițiștii... Sub pretextul, subliniez pretextul, de a garanta absența oricăror potențiale conflicte între clanurile rivale. Vă referiți la acele manifestări de la București. Exact. Da, pretextul mi s-a părut jalnic. Nu, mi se pare o manipulare ordinară, o manipulare crezând că suntem toți la nivelul de retard. Nu știu dacă e bună expresia folosită. Mă doare că se răpesc copii din țara noastră și încă nimeni nu știe de acest lucru. Mă doare când văd un judecător care pune violatori în libertate. Și nu unul. Mă doare că nimeni nu-și pune întrebarea că mâine s-ar putea să fie copilul lor, celor care astăzi se distrează pe suferința celorlalți și celor mulți. Mă doare că un individ de 2 ani de zile duce organele statului și îi plimbă
într-o totală confuzie, fără să dezlege misterul morții de la Caracal. Și sunt o mulțime și o multitudine de lucruri care efectiv mă afectează sufletește și sunt convins că nu numai pe mine, ci pe mulți oameni din România care vor să trăiască în țara lor, care își iubesc țara, care își iubesc semenii, care vor să vadă valoare, care vor să vadă pe media copii olimpici, copii care ați văzut și dumneavoastră de la noi, de la Craiova, am avut o fetiță care a fost medaliată cu aur la chimie, încă una cu aur la matematică, încă un copil la fel în informatică cu aur, da? Nu-i mediatizăm, nu-i aducem acasă. Adică nu este o întâmplare faptul că ar fost un singur caz. Iată câte cazuri de copii eminenți. Exact. Mă doare semnalul de alarmă pe care l-am tras cu ani în urmă, spunând că o să intrăm într-o accelerată eră a crizei alimentare. Și nu vă spun că este o realitate. Nu vă spun câte înjurături am primit în 2006, în timp ce spuneam despre aceste lucruri într-o emisiune de radio. Uitați-vă acum că și veniturile României... În 2006 ați spus acest lucru. În 2016. A, 16. Am accentuat și am spus, pregătiți-vă că intrăm în criza aerei alimentare. Și toate lucrurile astea eu le-am pus cap la cap în urma prostiilor pe care le făceam ca nație, pentru că sunt prostii colective, sunt prostii naționale pe care le facem, nu cei care ne conduc. Că cei care ne conduc nu le pot vinde bucățica de pământ. Cei care ne conduc au creat cadrul legislativ, dar... Care se permită. Se permită, dar masele se puteau opune cadrului acestui legislativ prin a nu da curs lui. Ori, vedeți dumneavoastră, în momentul în care îți vin 60% din suprafața arabilă a țării, fără să investești în infrastructură, fără să investești în agricultură și să-ți vinzi pământul, e de așteptat că vine ziua socotelii. Și acum leafa nu ne mai ajunge să ne cumpărăm hrana și ne plângem că este totul scump. Mă doare faptul că manipulează de 30 de ani această clasă politică, căreia eu nu-i spun clasă politică, ci am spus și repet și mi-asum toate consecințele și am proprietatea cuvintelor. Este o clasă, dacă pot să spun așa, de trădare națională. Și ajungem la un subiect care și pe mine mă interesează foarte mult. L-am mai discutat, e drept, sporadic cu diversi invitați de-a lungul emisiunilor în ultimii ani. Conceptul de trădare națională aproape că nu mai există decât la nivel declarativ. Personal, cred că ar trebui introdus în codurile penale, în codurile de procedură penală, în tot ceea ce înseamnă legi, astfel încât, chiar dacă faptele au fost comise acum 5 ani, 10 ani, cam tot ce s-a petrecut după 90 încoace, sau din 90 încoace, și se supune conceptul de trădare națională, toți acele persoane să plătească. Ar trebui să fie imprescriptibile, să nu se prescrie. Corect. Nu numai trădarea națională, ci și genocidul național, pentru că în momentul de față suntem în fața unui genocid. La ce vă referiți când spuneți? Mă refer la nivelul de trai, pentru că sunt foarte mulți oameni cărora pensiile nu le ajung să-și cumpere medicamentele. Și mă refer la mulți bătrâni, da? E drept. Sunt oameni care salariul și venituri și pensiile nu le ajung să-și cumpere mâncare. Sunt oameni care eu îi văd și îmi curg lacrimi în piață când privesc pe tarabe și încep să le curgă lacrimile și le tremură mâna pe bănuțul ăla care l-are în colțul Batistei, cum purta săraca Dumnezeu să odinească bunica mea cu 40 de ani. Sunt lucruri dureroase. Mai mult decât atât, mai mă doare foarte mult căci nimeni în 30 de ani de zile n-a fost interesat cum s-a devalizat economia românească și unde a ajuns banii din privatizările economiei românești. De ce am scos oare suminarea economiei naționale din codul penal? Deci am scos genocid național pentru tocmai că ca să nu poată fi... Ne-am condamnat în zi sfântă, în zi de Crăciun, pe Ceaușescu. Eu nu sunt idol al lui Ceaușescu. Nu l-am simpatizat, nu l-am agreat, dar se pare că a fost și a rămas foarte, mare... foarte scurt ca o paranteză. Nu vi s-a părut că a fost pe repede înainte procesul sau în scenariul aceea, simulacrul acela de proces? Mie așa mi s-a părut la ani încoace. Chiar pe repede înainte. A fost o lovitură de stat ordinară, a recunoscut-o Petre Roman. Deci un simulacru. Sigur că dacă derulați interviul lui Petre Roman de după împușcarea lui Nicolae Ceaușescu, spune: mulțumim armatei române pentru sprijinul acordat în lichidarea dictatorului. Vorbele lui sunt înregistrări, se păstrează în arhivele. Sunt pe YouTube, sunt peste tot. Se păstrează în arhivele televiziunilor, bănuiesc, da? Deci sunt vorbele lor, a fost o lovitură de stat ordinar. Și cine a plătit pentru acea... N-a plătit nimeni, nu plătește nimeni și ăștia sunt lucruri dureroase. De aceea suntem astăzi unde suntem, în această situație mizerabilă. Suntem ultima țară din Europa. Este rușinos
pentru că Ungaria a ajuns să investească în Transilvania, iar România nu este în stare să investească într-o școală sau într-o grădiniță sau o creșe pentru copiii țării. Nu sunt stare să mărească alocațiile, au normă de hrană pentru câinii pe care îi țin în adăposturile canine, dublă sau triplă decât alocația unui copil. Este rușinos. Nu mai vorbim, cu toate că eu rămân la părerea, eu părerea personală, cu toate reglementările, drepturile omului și așa mai departe, nu mi se pare că în momentul în care ești acolo să-ți faci penitența, să-ți ispășești fizic păcatele, crimă, viol, ce ai mai făcut tu, să beneficiezi de condiții de pensiune. Mă refer la condițiile din închisoare. Iată, copiilor, n-avem bani să le dăm, tot prorogăm, tot amânăm, tot anulăm, tot ce facem, însă, atenție, vorbim doar de drepturi și libertăți pentru persoanele private de libertate. De parcă Dumnezeu să mă ierte, mergem acolo ca la pensiune, să ne relaxăm pentru o crimă, nu știu, am omorât, uite, atentatul acesta, da, poate se va găsi vinovatul. Ce va primi? 25 de ani, să spunem, pe foaie, face 15 și fac pariu cu dumneavoastră că le face în condiții, îi face acei ani în condiții decente. Și va trăi ca este la pensiune, okay? Cu normă de hrană de 3500 okay? De lei pe lună. Nu este ok? Eu nu ești la pensiune acolo, nu ești la hotel, nu ești la stațiune. Nu am înțeles și nu înțeleg de ce deținuții nu se găsesc mecanisme și automatismele necesare întreținerii, auto-întreținerii, autofinanțării. Pentru că poate să-i scoată la muncă de acolo, pentru că ei consumă curent, consumă apă, consumă hrană, să-și reușească să-și producă pentru a-și asigura existența. Știu eu, nu e de condamnat că au făcut o faptă și sunt acolo. Sunt și fapte unde... Nu am spus asta. Da, dar sunt și fapte care unii sunt repetitive. Se adică duc acolo. Nu mi se pare normal pentru fapte de corupție, scris 10 cărți. S-a întâmplat, acum nu se mai scriu cărți. Scris 10 cărți și asta înseamnă în ani, nu știu cât, un an jumate, 2 ani, da, ca să ieși mai devreme, în condițiile în care oricum tu, șmecher în societate, și când spui șmecher mă refer cu bani, cu avere, n-ai dus-o rău acolo. Și să mai ai și posibilitatea să ieși cu fapte dovedite de o instanță definitiv irevocabil de corupție și fapte grave. Nu e ok. Nu numai fapte grave, nici măcar nu se ating de un ban din ceea ce a bine, furat. Recuperarea prejudiciului, da, este sub orice critică în România. Asta nu mai discutăm. Sunt lucruri dureroase pentru că eu sunt împotriva să-l condamn pentru corupție și să-l ții nu știu câți ani de zile în pușcărie, da? Confiscă-i, domne, recuperează banii, dă-i cu suspendare și spune-i la următorul îți dau triplu pedeapsă, la următoarea faptă. Sunt o mulțime de lucruri care sunt inversate valoric, sunt cu fundul în sus, de care nimeni nu se ocupă, este o clasă politică mizerabilă de 30 de ani de zile, aud frecvent că este stânga, că este dreapta, fraților. Este aceeași România clasă nu există politică. Doctrine politice, stimate domnule. Este FSN-ul din Ion Iliescu din 1989. Dacă permiteți, și o să spunem apoi, după ce citesc, sunt 10 fraze. Cu permisiunea dumneavoastră o să le dau lectură și o să ajungem la ceea ce a însemnat sau ceea ce ar fi trebuit să însemne punctul 8 al proclamației de la Timișoara. Citez. Ca o consecință a punctului anterior, evident 7, propunem ca legea electorală să interzică pentru primele 3 legislaturi consecutive dreptul la candidatură pe orice listă al foștilor activiști comuniști și al foștilor ofițeri de securitate. Prezența lor în viața politică a țării este principala sursă a tensiunilor și suspiciunilor care frământă astăzi societatea românească. Până la stabilizarea situației și reconcilierea națională, absența lor din viața publică este absolut necesară. Cerem de asemenea ca în legea electorală să se treacă un paragraf special care să interzică foștilor activiști comuniști candidatura la funcția de președinte al țării. Mare atenție! Președintele României trebuie să fie unul dintre simbolurile despărțirii noastre de comunism. Mare atenție! A fi fost membru de partid nu este o vină. Știm cu toții în ce măsură era condiționată viața individului, de la realizarea profesională până la primirea unei locuințe, de carnetul roșu și ce consecințe grave atrăgea predarea lui. Activiștii au fost însă cei oameni care și-au abandonat profesiile pentru a sluji Partidul Comunist și a beneficia de privilegiile materiale deosebite oferite de acesta. Un om care a făcut o asemenea alegere nu prezintă garanțiile morale pe care trebuie să le ofere un președinte al României. Și cred că am spus totul. Ce păcat și ce blestem pe capul acestui popor, pentru că și-a ales vehement într-o zi de 20 mai, cred, nu? Da, îmi scapă exact un mare lider comunist care a pus umărul din greu la distrugerea vieții economice, vieții sociale și vieții morale a poporului român. I-a dat direcția și l-a distrus pentru încă 100 de ani.
Deci cam așa. Au trecut 30, mai avem încă 70 dacă nu ne trezim și nu ne dezmetecim. Am dat puterea și dacă stau să mă gândesc acum, și ăsta este un lucru care mă doare cel mai tare, căci nimeni nu vrea să inventarieze bogățiile și averile nomenclaturei comuniste și a securității, fostei securități comuniste, dinainte de 1989. Pentru că cei mai bogați oameni din România sunt foștii securiști și foștii activiști, adică clasa politică. Ei au agonisit averile și ei au făcut două drame. În 1945 până în 62 au confiscat și au trecut din proprietatea amărâtului Eluia, care muncise și agonisise în gospodărie, niște bunuri și un dram de bunăstare a țăranului român, a trecut-o în proprietatea statului și din 1989 și până azi tot devalizează proprietatea statului și o trec în proprietatea lor și culmea o înstrăinează altora de peste graniță pe nimic. Păduri, pământ, minereuri și toate bogățiile acestui subsol le dăm pe degeaba. Nu mai vorbim de resursa umană care pleacă din țară. Resursa umană, păi da. Cam asta a zis fostul președinte care a domnit 10 ani de zile și ne-a făcut tâmpiți. Da? Așa s-a exprimat, că suntem un popor de proști. Un post național de televiziune. 10 ani de zile a domnit în România și a spus Europei, vă dăm piață de desfacere cât cuprinde și forță de muncă bine pregătită. Și asta facem de 30 de ani de zile. Dăm Europei forță de muncă să le spele bătrânii la fund și le dăm piață de desfacere cu alimente care ați văzut și dumneavoastră și sunt convins că și poporul român a văzut ce condiții și de ce s-a accentuat bolile de cancer de colon, cancer de plămân, cancer de nu știu ce, boli cardiovasculare. Ca să nu mai vorbim, stimate domn, despre dubla măsură. Am gustat, am băut, am mâncat produse similare în România și produse similare, de exemplu, întâmplarea făcută în Germania. Cu totul alt gust acolo, mult mai bun calitativ, cu totul altă aromă. Adică există și o dublă măsură din punct de vedere alimentar. Același producător, marcă, mare, da, are un gust aici, cine nu mă crede poate proba. Și alt gust chiar și în Ungaria. Păi dacă au găsit o... Adică aici se poate. Dacă au găsit, așa. Dacă au găsit o țară și a găsit un popor care iese în stradă și face grevă, au ieșit în stradă să ceară deschiderea mall-urilor non-stop, nu? N-am ieșit-o, a ieșit poporul român. Și a zis, nu ne închideți mall-urile, care mall-uri nu sunt românești, care mall-uri nu aduc măcar un leu impozit României. Din toată vânzarea lor, sunt mall-uri care vând de zeci de miliarde pe săptămână și pe zi, da? Și nici măcar 5 bani nu lasă impozit pe profit aici. Lasă niște cote la salariile amărâților lor și la salariile amărâților care sunt pe acolo, da? Un TVA care au grijă să-l spele și să-l ducă tot în țara lor și își vând produsele în România și poporul român se bate, lăsați-ne molurile. Dar nu s-a bătut nimeni, vrem produse românești, închideți molurile și lăsați-ne tarabele noastre, vindem pe trotuar. Nu vine ăla care e la poliția comunitară sau nu știu la ce poliție și vânează bătrânica aia săraca amărâtă care n-are după ce bea apă, n-are cu ce-și cumpăra medicamente și vinde o chită de leuștean. Aia este marea evazionistă a poporului român. Pentru că acea doamnă sau acel domn, pentru că am văzut și cazul de bătrâni ce vindeau așa, nu fiscalizează, spune statul român. Și pentru că nu fiscalizează, sunt suspecți de evaziune fiscală. Dar întreb și eu, statul român i-a plătit bătrânicii Elia timp de 30 de ani de zile cât i-a confiscat pământul? I-a plătit despăgubire pentru pământul confiscat și s-a folosit foarte, statul român de el? Foarte probabil nu. Păi și n-ar trebui să-i plătească despăgubiri, că a lăsat-o fără niciun surs de venit. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Și toți ar trebui, acum, cum țiganii și-au luat aurul din Tezoreria Națională, și poporul român trebuia să-și ceară despăgubiri. Haideți să le rostim numele de romi, este un nume acceptat, știu că e o întreagă discuție. Nu, știți de ce le spun țigani? Pentru că am fost mustruit foarte bine de un țigan și a zis că cu prima ocazie când deci îi mai zic... Deci v-asumați folosirea acestui termen. Dar bineînțeles, mi-a zis cu prima ocazie când îi mai zic rom, îmi rupe un picior. Am înțeles. Pentru că el este țigan și nu este rom. Am înțeles. Avem niște simboluri naționale. Ele vin din istorie. Ele ne-au făcut, cel puțin la nivel declarativ, să ne simțim mândri. Am avut celebrarea, sau ar fi trebuit să avem celebrarea primului război mondial. L-am avut pe Brâncuș. Anul acesta l-avem pe Tudor Vladimirescu, olteanul nostru, care, sau fără de care, momentul 1821 și înlăturarea domniilor fanariote n-ar fi fost posibil. Clar. Deci dacă n-ar fi vorbit de Tudor, cine știe acum dacă, am mai spus eu, puteam purta amândoi această discuție aici, în acest context. Foarte probabil să nu. N-ați avut senzația că de la nivel central prin teritoriu s-a mai făcut atât cât s-a priceput fiecare, au fost acțiuni, au fost momente, dar de la nivel central n-a existat așa un interes major
prin care să se sărbătorească 100 de ani de la finalul războiului, primului război mondial și automat Marea Unire, Brâncuș, anul acesta Tudor. Am în permanență, la câte o aniversare sau la câte comemorare, senzația că statului român, cu toate că există Ministerul Culturii și Cultelor, nu mai știu acum care este exact titulatura, da? Care ar trebui să se ocupe special de astfel de momente, e bine, statului român nu-i pasă foarte mult. Da, la nivel declarativ, pompos, noi declarăm anul Xulescu și nu face nimic pentru anul Xulescu de la nivel central, repet, lăsăm toată treaba, toată grija, toată preocuparea să facă fiecare acolo, în UAT-ul lui, cât poate, că vorbim de CJ-uri, de primării, dar noi bifăm evenimentul. Uite, s-a făcut la Târgu Jiu, nu știu ce, s-a făcut la Vladimir, s-a făcut la Craiova, s-a făcut la Iași. Am senzația asta la fiecare eveniment major pe care, repet, îl aniversăm sau îl comemorăm, că statului român nu-i pasă. Mă uit la evenimente similare din alte țări. Când își celebrează, nu știu, Franța, ziua națională, ziua independenței sau mai știu eu ce, Anglia, orice altă țară. Dom'le, simți că se implică statul. Da, mulți vor spune, păi stai că și CJ-ul, de exemplu, sau primăria sunt tot parte din stat. Nu e același lucru. Uite, noi n-am fost în stare să sărbătorim centenarul. A fost un râs, n-a fost o sărbare națională, nu? Noi ca stat, dacă eu mi-aduc aminte bine, cred că am fost capabili să inițiem un proiect de lege și dacă nu mă înșel, s-a și votat în Parlamentul României. Că nu mai avem voie să vorbim de Arsenie Boca, de Petre Țuțea. Da, de persoane da, care au fost zice statul că au fost asimilate sau asociate cu fenomenul de extremă dreaptă, anume fenomenul legionar. Dar extremă dreaptă a fost în toată lumea și în toată Europa. Aș vrea să găsesc și eu un profesor de istorie care să mă facă și pe mine în prosia mea să înțeleg ce rău a făcut statul român și unde a făcut statul român genocid și când a fost statul român împotriva sau cetățenii României împotriva evreilor sau a făcut genocid evreiesc, când eu mi-aduc aminte din câte am citit și din câte mi s-au povestit de profesori de istorie și de bătrânii de acestei țări, evreii au fost foarte protejați și foarte iubiți de poporul român. Eu nu mi-aduc aminte ca să fi făcut un genocid poporul român evreiesc în România. N-am citit niciunde, n-am găsit. Dar toată ziua spunem, domne, să fim toleranți, să fim noi, să nu mai vorbim de ăștia. Dar ce a făcut Petre Țuțea? Dar de ce nu avem voie să vorbim de Eminescu? Că a spus adevărul poporului român? Dar de ce nu avem voie să vorbim Eminescu de Petre Țuțea? Atenție, Eminescu, atenție, din ce în ce mai asimilat, și am văzut inclusiv de la unii guvernanți în ultimii ani, asimilat idei de un poet oarecare. Ați văzut acest lucru? Se încearcă inducerea în conștiința tinerilor generații a ideii că, da, mă, e un poet, dar România nu are poet național. De ce să spunem că Eminescu este poet național? Eminescu este un poet. Atenție, uitați-vă la discursuri în ultimii 5-7 ani ale celor care pe la diverse manifestări, pe la diverse emisiuni aduc în discuție subiectul Eminescu. Persoane cu vizibilitate. Bine, de o moralitate îndoielnică, e clar, în acest context. Adică nu poți să-l minimalizezi, să-l faci mic pe Eminescu în ideea în care el este incomensurabil pentru acest popor. Eminescu este bun de patrimoniu național. Corect, perfect de acord. Și aș vrea să afle și acești guvernanți și acești parlamentari că de mâine ar trebui să inițieze în Parlamentul României un proiect de lege în care să spună Eminescu, Cioran, Țuțea, Eliade, Vulcănescu sunt bunuri de patrimoniu național, bunurile națiunii române, de care nimeni nu are voie să se atingă. De ce oare călcăm pe cultură? De ce oare călcăm pe valori? De ce oare inversăm continuu scara valorică? Păi vă spun eu, pentru că e dovedit pe studii și istoria ne-a arătat, n-a mai fost nevoie de studiu, că ne-a arătat istoria, un popor fără identitate, un popor fără cultură, un popor fără știință, și când spun știință mă refer la tot ceea ce înseamnă știință, cunoștințele lor, da? Este un popor mult mai ușor de manipulat, de condus, de îndreptat într-o direcție. Nu o spun eu. O spun studiile în domeniul... O spun studiile și o spun ceea ce fac ei, pentru că uitați-vă că în școli ușor, ușor s-a cam scos partea de istorie, nu se mai predă istorie. În schimb, ne batem în Parlamentul României să inițiem o lege în care să învățăm pe copii să se masturbeze
și să facă sex de pe la vreo 7 și 12 ani. Știți câte pagini sunt în manualul de istorie, în ultimele manuale de istorie la Mihai Viteazu, de exemplu? Când eram eu în liceu, și nu o spun ca să sune așa 100 de ani în urmă, capitolul dedicat lui Mihai Viteazul, da, cuprindea undeva la cât 40-45 de pagini. Erau două manuale groase, și cel de-a 11-a și cel de-a 12-a, dedicate istoriei românilor, și pe puțin 40 de pagini și scris micuț. Avea capitolul dedicat domnitorului primei uniri, da, 1600, lui Mihai Viteazul. E astăzi, cu indulgență și cu poze, vorbim de 3 pagini. Unde este condensat, unde este făcut un rezumat al rezumatului rezumatului celor 40-50 de pagini din manualele din 1999-2000? Păi vedeți, asta mă doare și asta este dureros, pentru că vrea și se luptă acerb pentru a se șterge din memoria colectivă și din memoria poporului român, să-i se șteargă și istoria, să-i se șteargă și trecutul, ca el să nu-și cunoască trecutul, să nu-și cunoască de unde vine, și mai mult este o tragedie națională, pentru că îi se șubrezește atât de mult drumul spre viitor, inimaginabil, iar poporul român nu se stizează, se plimbă prin Europa căutându-și fericirea. Nu, fericirea este aici. Suntem cea mai bogată țară din lume. Suntem cea mai bine poziționată țară din lume, suntem cea mai bine cuvântată și suntem cea mai bine dotată țară. Uitați-vă la formele de relief ale României, nu le are nicio țară de pe planeta asta. Nu s-a vrut, și de 30 de ani de zile, nu s-a vrut să se facă turism în România, nu s-a vrut să se facă cunoscută România, să-i se facă cunoscute frumusețile naturale din care puteam trăi, din care puteam să conservăm valoarea spirituală și morală a poporului român. Nu, ați atins un subiect sensibil, turismul. De când cu pandemia, până în pandemie, supraviețuia. Nu excela, supraviețuia. Pentru că dacă ne uităm la raportul calitate-preț, e mult de discutat. Ei, de când a început pandemia, domeniul, pentru că e un domeniu major, Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, practic cam tot ce ține de turism, este pus la pământ în România. Se încearcă acum o revigorare, vedem ce va fi. Cum se poate ajunge măcar la ceea ce era înainte de pandemie? Mă refer la menținerea acestui sistem, acestui domeniu. Păi nu se vrea, pentru că noi nu avem nicio formă de comunicare turistică cu cei de peste graniță. Nu facem niciun fel de lobby. Ați văzut un lobby de turism în România? Ați văzut... Pliante, aia știm să facem. Ați văzut, alte state își dedică emisiuni, își dedică reportaje. Reportaje făcute pe teritoriul țărilor lor. Cum se cheamă minunăția aia din Cara Severin, de o dărâmară și pe aia acum? Cascada Bigă. Da, o reușire să o dărâme și pe aia. Era unicat în lume, cea mai mare frumusețe a planetei. Da? Da, la momentul în 2015 sau 16 a primit titulatura de cea mai frumoasă cascadă din lume. Începuseră să vină turiști străini, începuseră să o mediatizeze străinii. Da? Vine Pin Suciar și face publicitate României. Și românii noștri... Păi Transilvania a crescut fantastic la nivel de imagine, grație faptului satul Vir... Nu scapă numele. Oricum, satul acolo, din Transilvania, din Cluj, omul și-a cumpărat acolo. A cumpărat simbolic, că nu vine el să stea acolo. Vine în vizită și vorbește în engleză. Un weekend pe an. Și vorbește englezilor cât de frumoasă e România, cât de ospitalieră, cât de cald sunt românii. Ați văzut guvernanții României făcând așa ceva? Arătați-mi un ministru al turismului care face așa ceva. Haideți în România să vedeți frumusețile. Am avut l-ați văzut în capătul coloanei. Am avut o frunză a doamnei Udrea, vă amintiți? Sigur, plătită, niște bani. Plătită substanțial la momentul respectiv. Plătită regește, nu? Și cred că și eu, care n-am cunoștințe așa solide în informatică, puteam să fac acel logo. Și nu numai, oricine, atâția bani. Oricine, cred că și un copil din clasa a treia, dacă îi dădeai o temă și îi spunea ce sumă se învârte în jurul temei Elia, cu siguranță muncea și o crea. Sunau un verișor și făceau împreună. Sigur că da, făceau împreună și lua banii, da? De asta spun că este necesar și este imperios necesar introducerea în legislație trădare națională, urgent, trădare națională, stoparea vânzării pământului românesc și începerea de crearea de programe în agricultura românească, să ne hrănim de acasă. Mi-aduc aminte și cred că și dumneavoastră vă mai aduceți aminte ziua în care ministrul agriculturii, acel celebru Flutur, mare liberal acum, da?
sărea pe gardul țăranului, alerga din gard în gard și le lua găinile sănătoase și le rupea gâtul și le omora spunând că ce-i gripa aviară, domne. Omorâs toți gripa. Bine, după aia mai avut pesta, mai avut pesta porcină, se da. Pare că încă n-a dispărut deci pesta când, porcină. Păi încă n-am reușit să-l facem și pe țăran dependent de supermarket să se ducă la raft. Asta se urmărește. Ca și țăranul să-l facem dependent de raftul supermarketului european. Să-l ducem acolo. Păi ați văzut că, apropo de această chestiune, ați văzut că în locurile unde au fost identificate acele focare de pestă porcină africană, nu mai au voie să mai aibă în gospodărie, nu mai au voie să existe acele microferme de 5, 10, 20, 50 de capete. Asta se urmărește. Adică pe lege nu mai e voie, ce se interzice să mai crești. Exact, se urmărește distrugerea totală a sufletului românesc. Păi și ce o să facem? O să o cumpărăm carne de porc de unde? Pe 80% importăm. Da, din păcate. Importăm din lume, din afară, din Europa, da? Unde acolo nu sunt focare de pestă. Unde acolo nu sunt focare de pestă. Nu? Acolo nu e nici gripa aviară, n-a fost nici COVID de care vorbea Bill Gates de prin 2013. Vorbea de COVID-19, de ce? Se și cunoștea denumirea virusului care va pătrunde pe teritoriul planetar. Se știa. Da, se știa. Asta se încearcă. Distrugerea sufletului românesc, crearea unui om autonom fără Dumnezeu, pentru că e așa de bine fără Dumnezeu, violezi, te pune în libertate, nu ți se întâmplă nimic, faci crimă, nu ți se întâmplă nimic, faci un atentat, nu te găsim, nu te găsim, nu e nicio problemă. Și ce fericiți suntem fără Dumnezeu. Cât ar crește, acum mi-a venit ideea să vă întreb, cât ar crește bugetul României sau chiar PIB-ul României dacă s-ar recupera jumătate din prejudiciul ilicit, prejudiciul acumulat în mod ilicit în acele mari cazuri? Și am tot văzut cazuri de persoane condamnate, au făcut un an, doi, hai maximum 3 ani, au rămas cu banii că nu s-a recuperat prejudiciul. Cam cât ar putea să crească? Păi cred că ne-am achitat datoria externă integral. Dacă s-ar recupera... Da, și ne-am reface integral toată economia și ne-am reface și ne-am pune pe picioare agricultura și turismul românesc. Atât de mare e drama acestui... Sigur, da. Acestei nerecuperări de prejudiciu. Da, a fost șaf național. A fost și continuu șaf național. Uitați-vă că am devenit acum importator de energie electrică, noi care am fost dependenți. Suntem la un pas pe da? 3-5 ani, cel mult 5 ani, să închidem devenim importator de energie electrică, da? S-a scumpit gazele, am avut o surpriză astăzi într-un PECO, am vrut să-mi alimentez mașina și a trebuit să stau vreo 10 minute după care să se spună ce știți, schimbăm prețul, crește... Nu vă putem acum și servi că... N-am putut să-mi alimentez mașina că măreau prețul la benzină, știți? Nu vă mai spun de prețurile alimentelor și stați să vedeți cât or să crească prin iulie, august, septembrie, stați să vedeți ce costuri vor fi cu căldura, cu gazele, cu lemnele care nu prea mai sunt pe teritoriul României, că am tăiat pădurile. Toată lumea se plânge că ne ia șuvoaiele, ne inundă casele, ne distrug, ne ia casele, dar nimeni, dacă îi întreb cine a tăiat pădurea, nimeni nu spune cine, n-a văzut nimeni. Și știți, dacă întreb ministrul, care cine este partea tristă în ce spuneți dumneavoastră? Că n-au venit cei de acolo la care ajunge produsul tăiat. Noi pădurari, unii, nu toți, m-ar bate Dumnezeu unii, să generalizez, da, unii cetățeni, și unii cetățeni și autoritățile cu un larg concurs. Repet, nu pot proba ceea ce spun, dar mi se pare de bun simț să cred că nu s-ar putea petrece acest jaf al tăierilor pădurilor fără un sprijin, fără un ochi închis din partea celor care ar trebui să vegheze. Și nu o spun eu, o spune logica bunului simț. Dar avem servicii, dar avem STS, dar avem poliție, dar avem minister, dar avem pădurar, dar avem ocolul Silvii, da? Nimeni nu știe, dacă îi întreb tot saltă din numeri, nu știe nimeni, dar pădurea e devalizată toată. Dacă îl întreb cum s-a vândut fabrica asta, cum s-a făcut privatizare, ce stocuri de produse finite a avut fabrica asta, ce valoare a fost utilajele acolo înglobate, în evidența contabilă, saltă din numeri, nu știm, nu mai știm. De-aia au și schimbat contabilitatea, țineți minte că Făcăruiu a schimbat contabilitatea României. A trecut pe sistemul franțuzesc, ca să se piardă urma definitiv a tot jafului național care s-a făcut. Nu întreabă nimeni, ar trebui de urgență să facem un parchet al jafului național. Și să luăm la puricat, este atât de simplu de verificat, că mulți spun că, păi domne, are averea pe mama lui soacra, păi soacra de unde o are? Păi ce, dar are pe numele amante? Păi amanta de unde are averea? Să facă proba, să dovedească. De unde ai averea? Păi așa, ce spuneți dumneavoastră, ar duce la pierderea tuturor averilor, adică n-are nimeni interesul. Păi, nu, dar trebuie să... Pentru că vedeți dumneavoastră, trebuie să le inventariu cei care sunt acolo, să le vedem proveniența. În situația asta, cândva au fost în funcții, da? Au făcut legi, cei care vin după ei sunt și ei cumva legați
de cei care au fost înainte și ar însemna să le facă rău predecesorilor, poate rudelor, poate cunoscuților și trăim într-un cerc vicios și viciat, ne învârtim așa și nu știu cine va putea să rupă pisica în două. Nu, trebuie ruptă pisica în două, că altfel ne... Cine? Dispare. Cine? Noi. Noi, de la cetățeanul de rând, trebuie să cerem lucrurile astea, continuu. Continuu trebuie să le cerem. Eu trec pe stradă și văd trecând pe lângă mine cu boliți de sute de mii de euro, puști, între 20 și 30 de ani, da, care n-au muncit și nu muncesc. Dar plimbă un bolit de 100 de mii de euro. Da, se întâmplă și la Târgu Jiu același lucru. Sunt politicieni care n-au muncit o zi, un minut în viața lor, un minut, și au averi uriașe și nimeni nu îi întreabă de unde au averile astea. O să spună că de la mătușa care? Că a spus un Tamara. Tamara și-a asumat-o cineva, nu mai e Tamara. Nu mai e Tamara, și-a asumat-o. Anume, Măriuca. Da, și-a asumat-o și tot n-a ajuns la proveniența averii lui ea. Păi, l-am spălat cu 6 luni și suntem cel mai... de recuperarea prejudiciului, care este extrem de scăzut. Deci astea lucrurile de aici trebuie să începem. De aici. Să vedem proveniența averilor. Dom'le, o poți justifica? Eu sunt pesimist și nu cred că în timpul vieții mele va avea cineva curaj și din punct de vedere legislativ să rupă pisica în două. Păi nu, altfel ne dispare ca națiune, ne vom scufunda și vom trăi stăpâniți și dominați de lumea mafiotă, de lumea interlopă. Pentru că acum e o amestecătură între clasa politică și structurile sociale cu lumea aia murdară, cu lumea aia de care ți-e frică și te temi să o vezi. Ți-e teamă să o vezi, dar să intri în contact cu ea. Ne vom prăbuși pentru că nu este niciun secret, să vă spun. Cred că am mai spus-o cu terțe ocazii. În România românii nu mai vor să muncească. Da, deci nu se mai muncește. Remarcăm acest lucru. Pur și simplu, nu se mai... România nu este capabilă și nu va fi capabilă și sper să mă păcălesc, să nu fie adevărat din ceea ce spun eu acum, să-și plătească dobânzile la împrumuturile pe care le-a făcut și le face. Da? Și va veni ziua când băieții ăștia din structurile statale și din unitățile bugetare nu se mai aibă de unde să-și ia banii, pentru că nu o să ne mai împrumute nimeni. Deja am ajuns la 60%, din câte înțeleg, în ultimele statistici din PIB. Gradul de îndatorare. Gradul de îndatorare, da? Foarte probabil. Este dureros. Nu producem nimic, nu avem plus valoare. Stimate domnule, am ajuns la final de emisiune. O emisiune, zic eu, cu multe dileme care n-au fost lămurite, ci mai degrabă adâncite, cel puțin din perspectivă personală. Mii de mulțumiri pentru prezență, multă putere de muncă și Doamne ajută să ne vedem sănătoși la o proximă emisiune. Mulțumesc mult pentru invitație, multă sănătate tuturor radioascultătorilor și multă sănătate poporului român. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitatului nostru, o zi cât mai plăcută. La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina.